dragă Mara. Azi, 11 septembrie, am luat inima în din și, și, scriu această scrisoare. Iartă-mă că scriu greșit, dar la școală n-am ajuns decât la litera B. Da, eu știu să scriu destul de bine de la sormea, care e mai deșteaptă. Și chiar dacă e mai proastă, m învăța învățat și ea să fac un lucru bun să scriu. Nu e chiar o scrisoare așa lungă, fiindcă mie îmi place mai mult să vorbesc, nu să scriu. Și mă doare mâna când scriu, dar să vorbesc cu tine n-am curaj și mama a zis că când n-am curaj să vorbesc să scriu. De deci ce o să scriu despre azi când stăteam amândoi la bătător și am vrut să te pup, dar n-am avut curaj? O să scriu despre cum te pupam dacă aveam curaj. Deci tu erai îmbrăcată cu rochiță roșie, cu bertele roșii, cu teneș alb, cu șosete albe, care scria ceva cu roz, dar n-a reușit să citești ce scria, fiindcă probabil mama ta spală șosetele tare și s-a șters scrisul ăla. Că tu ești o fată curată. Deci tu erai îmbrăcată așa și stăteai cu mâinile pe genunchi și cu botul pe labe, tot așa cum stă câinele care l-am eu la țară, tot așa cu botul pe labe, stă, cum stăteai și tu azi. Dar să nu te superi că spun că stăteai ca pintea, fiindcă eu îl iubesc mult pe pintea și te iubesc și pe tine mai mult chiar. Deci era erai îmbrăcat așa și eu eram tot murdar, fiindcă mă jucasem cu niște cauciuciucuri de mașină care le-a aruncat vecinul ăla cu gătoar la nebunul de la etajul 4 și mi-a fost puțin rușine. Dar de fapt nu mi-era rușine. Da, mi-era rușine pentru că știam că și lumea e rușine dacă mă vede în halul ăsta, mai ales încă o fată curată ca tine. Oricum eu eram tare murdar fiindcă stăteam lângă tine care era albă și curată, că dacă stăteam lângă Matei care tot timpul mai murdar ca mine, nu mai eram așa murdar. Deci tu stăteai cu botul pe labe așa și ai spus că te-ai plictisit și ce să ne jucăm? Și eu am zis să ne jucăm tronu, plicul sau spânzurătarea cu indici. Dar, de fapt, am vrut să zic să ne jucăm de-a pupat-o ca în filme și să te pup. Dar n-am avut curaj. Deci, dacă era mai curajos, ziceam să ne pupăm ca în filme și te pupam, exact cum am văzut eu la televizor, că fac, era un băiat și o fată care stăteau cu gurile deschise și făceau cu cap așa, în stânga și în dreapta. Eu cred că amețești dacă faci așa. Și nu cred că, că e bine, fiindcă mama spune mereu că eu sunt amețit. Deci dacă mă pupă așa, înseamnă că o să fiu și mai amețit. Oricum nu-mi pasă, fiindcă eu te iubesc pe tine și dragostea cere sacrificii. Să știi că eu știu că tu iubești pe Matei. Pentru că mi-a zis miana că i-a zis ei, dar nu mă deranjează. Dar numai să fii atentă că Matei e murdar și obraznic și calcă melci și face pipi în scara blocului la B6. Deci, Mara, dacă ție place în continuare de Matei, ai putea să te pup cu el într-o parte a săptămânii și în cealaltă parte a săptămânii să te pup cu mine. Dar mie mi-a păcea să te pup cu mine în partea cu sâmbătă și duminică, când nu e școală și avem mai mult timp. Gata, pa, hai că nu mai scriu că mă dare mâna. Mircea al tău.